Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom găti salată de beof ca la bunica. Vă prezint ingredientele necesare. Cantitățile din această rețetă le veți alege dumneavoastră. Cartofi, i-am fiert și i-am curățat de coajă după ce s-au răcit. Castraveți murați, i-am tocat în cubulețe mici. Mazăre, am fiert-o și am scurs-o bine de apă. Gogoșari murați, i-am tocat mărunt. Morcovi, i-am tocat în cubulețe mici. Ouă, le-am tocat mărunt. 2 lingurițe de muștar. Puține măsline, le-am tocat mărunt. Iar pentru ornament, ouă, castraveți murați, gogoșari murați și maioneză din cartofi. Rețeta de maioneză de cartofi o veți găsi în videoclipurile mele. Și măsline. Cum vor veni sărbătorile de iarnă, am decis să fac un om de zăpadă. Cartofii veți fierbe în apă cu sare, iar ca să vedeți dacă sunt făcuți, îi puteți verifica cu o furculiță sau un cuțit, înțepând fiecare cartof. Dacă intră furculița sau cuțitul în cartof, atunci cartoful este făcut. La fel și cu morcovii. Am terminat de tocat cartofii. În funcție de câți cartofi aveți, veți adăuga restul de ingrediente. Pentru început voi adăuga jumătate din morcovi, jumătate din castraveți, jumătate din mazăre și jumătate din gogoșari. Măslinele, oul, muștarul și o parte din maioneză. Maioneza la fel, veți adăuga cât doriți dumneavoastră. Vom adăuga maioneza treptat. Voi adăuga încă o lingură de maioneză. Vom amesteca bine. La cantitatea de cartofi pe care am avut-o eu, au fost îndeajuns ingredientele ce le-am adăugat. Salata mea este gata. Vom adăuga pe un platou sau o farfurie din salată, apoi cu ajutorul unei spatule sau a unei linguri, îi veți da forma dorită. Și vom adăuga maioneză. Vom întinde ușor maioneza peste salată. Puteți să acoperiți toată maioneza, cum voi face eu acum, sau pur și simplu să lăsați doar partea de sus plină cu maioneză. Vom începe prin a orna platoul cu salată de beof.
mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.